Piesa de rezistență a expoziției organizate în cadrul Salonului Internațional de Restaurare este un policandru care cântărește 360 de kilograme. El a fost readus la viață de către restauratorii craioveni alături de alte piese din patrimoniul național, icoane, costume populare, manuscrise. Toate vor rămâne la Craiova pe perioada evenimentului. De fiecare dată când vrem să arătăm ceva generațiilor următoare sau chiar celor care vin și ne vizitează, trebuie să ajungem undeva unde strămoșii au creat ceva, să-i aducem undeva unde găsim ceva cu care ne mândrim. Ori istoria este cea care ne învață pe toți și în mod special pe cei din această zonă că aici s-au petrecut lucruri extraordinare. Iată că reușim să dăm ritmul unui Salon Internațional de Restaurare unic în România, salon care aduce nu numai cele mai frumoase piese restaurate în țară, dar care aduce oameni de peste hotare cu expertiză, cu experiență de la care putem învăța. Eforturile restauratorilor craioveni și colaboratorilor lor sunt recunoscute atât de către autorități, cât și de către colegi din întreaga țară. Apreciez foarte mult faptul că Muzeul Olteniei reușește să fie unul dintre muzeele cele mai importante din România, cel puțin în ceea ce privește activitatea de conservare și restaurare. Salonul Internațional de Restaurare-Conservare MatConS 2013 are loc la Muzeul Olteniei din Craiova în perioada 11-15 octombrie. În această perioadă, mai mulți restauratori din țară și din afară vor face schimb de experiență în aceste zile.